Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi vom face împreună o mâncare extrem de delicioasă, care sunt convinsă că va fi admirată de întreaga familie. Vom face împreună creveți cu ciupercuțe brune în sos alb. Yummy! Sună super delicios! Vom pregăti aproximativ 4 porții și acum o să vă zic de ce avem nevoie. Vom folosi 1 kg de ciupercuțe champignon brune, 500 de grame de creveți blanșați și decorticați, 200 de grame de roșii sherry, un pic de unt, câțiva căței de usturoi, 500 de ml de smântână pentru gătit cu 32% grăsime, sare, piper și usturoi granulat după gust. Mai întâi vom tăia felii ciupercuțele, după care le vom pune în tigaie și o să le tragem puțin în unt. Vom adăuga sare și piper și usturoi granulat după gust. Deci ne apucăm de treabă! Yay! Voiam să vă menționez că ciupercile brune nu trebuie decojite, practic toată aroma stă aici în această coajă, le spălați foarte bine, tăiem puțin marginea care a stat în pământ, da? Și după aia le facem feliuțe. Miros superb și prefer să le aleg pe acestea pentru că au o aromă mult mai intensă. Deci nu le decojim, doar le spălăm. Am pus în tigaie deja un cubuleț de unt, l-am lăsat să se topească ca să-mi eliberez o parte din spațiu de lucru. Mai am doar câteva ciupercuțe de tocat și gata! Le punem în tigaie și o să le lăsăm să scadă, o să vedeți că ele o să lase mult sos. Lăsăm acel sos să scadă și după aia vom adăuga smântâna de gătit, dar mai avem până acolo. Toate ciupercuțele sunt în tigaie, le lăsăm să scadă. Înainte să le acoperim, da, ca să scadă mai repede, voi pune sare, piper și usturoi granulat. După gust. Le condimentăm. Yummy! Sunt foarte bune și crude. Bănuiesc că știți că se mănâncă și crude. Delicioase! Până când scad ciupercuțele și vom putea adăuga și smântâna de gătit și usturoiul proaspăt, eu o să mă ocup să tai roșiile sherry pe care le vom adăuga tot peste ciupercuțe. Iar creveții îi vom găti abia când sosul va fi aproape gata, pentru că aceștia practic sunt prefierți și oricum au un timp de gătire foarte mic, aproximativ 3 minute, când vedem noi că ei încep să capete acea culoare rozalie, ca să nu fie prea gătiți. Ciupercuțele au scăzut, o să vedeți că ele lasă destul de multă zeamă, trebuie să aveți răbdare să lăsați să scadă acea zeamă sau dacă nu, puteți să o turnați într-un păhărel și să o savurați, e foarte bună. Și bineînțeles, după ce au scăzut, să gustați un pic să vedeți dacă mai trebuie sare sau piper, eu am gustat mai devreme și am mai adăugat încă un pic de sare. Bun, acum sunt pregătită să pun smântâna de gătit, o să punem 500 de ml de smântână de gătit. Acum vom adăuga peste smântâna de gătit și usturoiul. V-am zis, usturoi după gust, aici și cu smântâna de gătit depinde. Dacă vă place să aibă mai mult sos, puteți să puneți mai multă, dacă vreți mai puțin, mai puțină, depinde de gustul fiecăruia. Acum punem și usturoiul. Mamă, ce aromă frumoasă o să dea! Ia să vedem. Am nevoie de un cuțit.
Sosul nostru a început să se îngroașe foarte frumos. Acum voi adăuga și roșiile cherry. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare masa. Up! Așa. Le lăsăm aici un pic și lăsăm să mai fiarbă. Și acum pot să mă apuc să fac creveței. Voi pune untul în tigaie. Și după aia, după ce se topește untul, adaug și creveții. Așa. Super. Și v-am zis, îi lăsăm aproximativ 3 minute până când capătă acea culoare rozalie foarte frumoasă. Creveții sunt gata, îi luăm practic direct din tigaie și îi răsturnăm peste sosul pe care deja l-am obținut. Și amestecăm. Și după aia, practic, putem să îi savurăm. Am ajuns și la finalul rețetei de astăzi, am făcut împreună această mâncare extrem de delicioasă, abia aștept să o savurez. Dacă o să vă placă și vouă această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Poftă bună! Abia aștept să savurez această mâncare. Voiam să vă spun că sosul pe care l-am pregătit noi astăzi poate fi mâncat fie cu pâine, noi avem aici o ciabata pregătită proaspătă, fie cu paste. Să aveți poftă! Ne vedem data viitoare!